Bună seara, bine v-am găsit la știrile orei 18. 4 militari români au fost răniți în Afganistan. Convoiul de vehicule blindate în care se aflau soldații români a fost atacat cu un dispozitiv explozibil de insurgenți în provincia Kandahar. Militarii români se află în spital în stare stabilă, anunță Ministerul Apărării Naționale. Atacul a avut loc la ora 10 ora României în provincia Kandahar, unde sunt cantonați și militarii români. O coloană de blindate aparținând batalionului 300 Protecția Forței, Sfântul Andrei, aflat în misiune în zona de responsabilitate în provincia Kandahar, a fost atacată cu un dispozitiv exploziv improvizat, atacul acesta fiind urmat și de un atac cu armament ușor de infanterie executat de insurgenți. Militarii români aflați în convoiul de patrulare au respins atacurile conform procedurilor. Soldații noștri au fost sprijiniți și de forțele aeriene și terestre americane. 4 militari români au fost însă răniți în incidente. Soldații au fost evacuați și duși la Spitalul Militar al Bazei Aeriene Kandahar. La Spitalul Rol 3 din Baza Aeriană Kandahar, în acest moment au primit primul ajutor, sunt sub supraveghere medicală. Starea lor este stabilă, sunt conștienți. 2 dintre cei 4 militari au suferit fracturi la membrele inferioare, unul a suferit un traumatism cranian înghit, iar cel de-al patrulea o fractură toracală. Președintele Klaus Iohannis le-a transmis un mesaj celor 4 militari. Gândurile mele se îndreaptă astăzi către militarii români răniți în timpul misiunii pe care o desfășoară în Afganistan. Le urez însănătoșire grabnică și multă putere să treacă cu bine peste aceste momente critice. De asemenea, familiilor militarilor noștri le transmit că sunt alături de ele și le asigur că cei dragi primesc cele mai bune îngrijiri medicale. Se arată într-un comunicat semnat de șeful statului Klaus Iohannis și postat pe site-ul președinției. Conducerea Ministerului Apărării este informată în permanență despre situația celor 4 militari și urmărește cu atenție evoluția de sănătate a acestora. În funcție de starea lor, medicii Spitalului Militar aflat în baza aeriană din Kandahar vor stabili dacă soldații români vor necesita sau nu transferul în România. Este din nou haos în Franța. Noi confruntări violente au avut loc între vestele galbene și forțele de ordine în orașul Toulouse. Un nou protest organizat de mișcarea Vestele Galbene, care denunță erodarea nivelului de trai în Franța, a pus pe jar autoritățile. Mii de oameni s-au adunat în centrul orașului Toulouse, unde au fost construite baricade. Protestatarii au ieșit din nou să-și strige nemulțumirile în stradă, iar spiritele s-au încins rapid. La fața locului au intervenit forțele de ordine care au utilizat gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru dispersarea manifestanților violenți, potrivit cotidianului Le Figaro. Mișcarea Vestele Galbene denunță politicile administrației Emmanuel Macron și se face responsabilă de mitinguri violente organizate în ultimele luni în mai multe orașe din Franța. În acest weekend, manifestanții au fost și în Paris, unde mii de oameni au protestat pe bulevardul Champs-Élysées. Nu au scăpat de proteste nici orașele Marsilia, Bordeaux, Montpellier, Grenoble și Lille. Acestea sunt primele proteste organizate după intrarea în vigoare a noilor reglementări în Franța, menite să descurajeze mitingurile neautorizate și violențele. Așadar, dacă există riscul izbucnirii de violențe, manifestațiile pot fi interzise. Ministrul de Interne, Christophe Castaner, a atras atenția că potrivit noilor reglementări, ascunderea feței de către un manifestant se poate pedepsi cu un an de închisoare și amendă de 15.000 de euro. Negocieri la sânge în acest weekend în coaliția de guvernare. 5 miniștri s-ar afla pe lista neagră a lui Liviu Dragnea, care, conform unor surse, și-ar dori o remaniere extinsă. Până acum, doar Rovana Plumb și Natalia Intotero ar fi date ca plecate din guvern din cauza candidaturilor la europarlamentare. Nimic concret despre soarta lui Tudorel Toader. Mădălina Ignat vine cu toate datele. Bun găsit! Nu se știe până la această oră care va fi soarta ministrului Justiției Tudorel Toader. Se pare că, potrivit
Potrivit unor surse, liderul PSD, Liviu Dragnea, vrea să afle care este poziția premierului Viorica Dăncilă în ceea ce privește susținerea pentru ministrul justiției Tudorel Toader. Aceasta va trebui să spună dacă îl mai susține sau nu pe Tudorel Toader. Asta deși Liviu Dragnea, liderul social-democraților, a anunțat că din partea partidului Tudorel Toader nu mai are susținere. Pe lista neagră se află și Teodor Meleșcanu. Acesta a fost criticat de faptul că nu a avut nicio reacție atunci când ambasadorii au atacat Partidul Social Democrat. Însă, potrivit unor surse politice, în ceea ce îl privește pe Teodor Meleșcanu, se pare că negocierile sunt un pic mai extinse. Partidul ALDE vrea ca Teodor Meleșcanu să fie trimis la Curtea Constituțională pe locul care aparține Senatului. Partidul Social Democrat este aproape gata să cedeze acest loc, asta dacă ALDE cedează de tot Ministerul de Externe. Dacă acest lucru se va întâmpla, asta înseamnă că Liviu Dragnea ar putea să restructureze guvernul, ceea ce ar însemna că președintele României, Klaus Iohannis, nu va mai putea să refuze niciun ministru propus de Partidul Social Democrat. Votul va trece prin Parlament, astfel că președintele Iohannis, vă spuneam, nu va mai putea să refuze niciun ministru propus de social-democrați. De altfel, din guvern nu vor mai face parte nici Natalia Intotero, ministrul pentru românii de pretutindeni, și Rovana Plumb, ministrul fondurilor europene. Acestea se află pe lista pentru alegerile europarlamentare din data de 26 mai, iar liderul social-democraților le-a cerut celor două să demisioneze înainte de a începe campania electorală. Lansarea candidaților ALDE la alegerile europarlamentare a început cu scandal la Iași. Liderul formațiunii, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost huiduit de un grup de protestatari în momentul în care și-a făcut apariție. Un grup de protestatari a încins spiritele în fața Teatrului Național Vasile Alexandrii. Manifestația s-a început chiar la lansarea candidaților ALDE la europarlamentare. Potrivit presei locale, în momentul în care liderul partidului, Călin Popescu-Tăriceanu, a ajuns la eveniment, oamenii au început să-l fluiere și să scandeze furioși. Simpatizanții ALDE au scandat și ei Tăriceanu președinte pentru a acoperi strigătele nemulțumiților, dar nu au avut succes. Președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a venit însoțit de mai mulți membri ai partidului, dar și de câțiva simpatizanți. Noi promisiuni pentru profesori. Cu o lună înainte de alegerile europarlamentare, guvernul anunță că va achita toate datoriile pe care statul le are către cei din învățământ. Ministrul Educației afirmă că dascălii care au obținut majorările salariale în urma unor decizii judecătorești definitive își vor primi banii chiar înainte de sărbătorile pascale. În acest moment sunt hotărâri judecătorești rămase definitive, care apoi, sigur, s-au eșalonat și acum noi ne achităm toate datoriile. Banii sunt în inspectorate, deci până de sărbătoarea Paștelui toată lumea îi va avea în buzunar. Ministrul Educației susține că nu există nicio problemă ca inspectoratele să vireze banii în conturile școlilor și mai apoi aceștia să ajungă pe cardurile profesorilor. În 30 noiembrie 2018, Ministerul Educației încheia un acord cu sindicatele din învățământ, prin care își lua angajamentul să achite profesorilor majorările salariale promise cu 10 ani în urmă și obținute ulterior de dascăli în instanță. Suma totală pe care statul o va achita profesorilor până de sărbători este una substanțială. Este vorba de 700 de milioane de lei și sunt bani care se cuvin profesorilor din fosta lege 221 aprobată de Parlamentul României în 2008. La aceste sume s-a ajuns ca urmare a nerespectării prevederilor din legea 221 pe 2008, care prevedea creșteri salariale în învățământ cu 50%. Pentru că momentul a coincis cu izbucnirea crizei financiare, statul nu a mai achitat măririle de salariu, fiind ulterior dat în judecată de numeroși profesori. Scandalul dintre președintele Senatului și fiul dizidentului Gheorghe Ursu ia amploare după ce a văzut scrisoarea prin care Călin Popescu-Tăriceanu își prezintă scuze pentru că l-a confundat pe Andrei Ursu cu altcineva. Acesta susține că șeful Senatului o ține din minciună în minciună. Andrei Ursu, fiul dizidentului Gheorghe Ursu, publică o scrisoare.
scrisoare de răspuns la cea transmisă vineri de Călin Popescu-Tăriceanu. Șeful Senatului spune că l-a confundat pe Ursu cu fiul unui alt dizident și că își cere scuze pentru regretabila confuzie. Andrei Ursu a avut o replică tăioasă. Pretinsa explicație că e vorba de un alt student cu o dramă similară, că au mai fost poate destui în acele vremuri, este o nouă aserțiune nefondată a politicianului. Nu se cunoaște vreun alt caz de dizident ucis în închisoare de securitate în 1985 și nici în anii adiacenți. Dacă a fost o regretabilă confuzie, îl invit pe domnul Călin Popescu-Tăriceanu să dezvăluie public cine era acel alt student înalt, subțire și brunet, care i-ar fi destăinuit că tatăl său ar fi fost ucis în închisoare de către securitate în 1985. Și a început scrisoarea fiul dizidentului Gheorghe Ursu. Scandalul a pornit de la o afirmație făcută de șeful Senatului Călin Popescu-Tăriceanu. Știam de tragedia lui Gheorghe Ursu, întâmplarea face, de exemplu, că băiatul dizidentului Gheorghe Ursu și care a murit în închisoare, știți toată istoria, mi-a fost chiar student. Și la vremea respectivă, subiectul acesta a venit să ni-l împărtășească mie și eu, încă unui coleg de-al meu, cu mare frică, pentru că era... Se temea că acest lucru ar putea să aibă consecințe asupra lui, urma să-și pregătească examenul de diplomă. Afirmația a fost făcută în contextul în care Tăriceanu îl critica pe procurorul general Augustin Lazăr, a cărui demitere este cerută insistent în ultimele zile de ALDE, pe motiv că acesta, în anii comunismului, în calitate de președinte al Comisiei de Liberări Condiționate de la penitenciarul Aiud, a dat aviz negativ eliberării anticipate a deținutului politic Iulius Filip. Fiul dizidentului Gheorghe Ursu, Andrei, a reacționat imediat spunând că totul este o mare minciună. Tăriceanu a transmis apoi o scrisoare în care recunoștea că nu l-a cunoscut pe Andrei Ursu și vorbea despre o regretabilă confuzie. Ar fi fost vorba despre fiul unui alt dizident. Însă scrisoarea transmisă de șeful ALDE a pornit un nou val de replici. E aiuritoare pretenția domnului Călin Popescu-Tăriceanu că nu ar vedea ce capital politic ar fi putut obține doar relatând o discuție de acum aproape 40 de ani cu fiul unui mare dizident, când tot domnia sa continuă în aceeași scrisoare pe care mi-a adresat-o atacurile împotriva procurorului general pentru că acesta ar fi fost ancrenat în prigonirea opozanților regimului comunist și încadrându-l în sistemul paralel și nelegal de putere. Dacă domnul Călin Popescu-Tăriceanu se preface că nu vede miza politică a propriului demers, eu cred că poporul român nu suferă de aceeași miopie și o vede, a conchis Andrei Ursu. Dosarul lui Călin Popescu-Tăriceanu a fost clasat de către DNA. Este vorba despre procesul în care Sorin Ovidiu Vântu a recunoscut faptul că i-a dat mită președintelui Senatului 1 milion de euro pentru a-l numi pe jurnalistul și ONG-istul Liviu Mihaiu guvernator al Deltei Dunării în anul 2008. Decizia de clasare a dosarului lui Tăriceanu a fost dată în luna august anului trecut, însă nu s-a știut nimic până acum despre această informație. La data de 27 august 2018, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării conform articolului 16 alineatul 1 litera A, fapta nu există, și B, fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege din codul de procedură penală. Dosarul lui Tăriceanu a fost disjuns din dosarul fostului președinte al Camerei Deputaților, Bogdan Olteanu. Acesta din urmă a fost trimis în judecată în anul 2016 de DNA pentru că ar fi primit mită un alt 1 milion de euro de la Sorin Ovidiu Vântu ca să își exercite influența asupra premierului din 2008, Călin Popescu-Tăriceanu, astfel încât omul lui Vântu, Liviu Mihaiu, să fie numit guvernator al Deltei. Dosarul lui Olteanu a fost trimis la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar ulterior a ajuns la Curtea de Apel București. Din anul 2017, dosarul lui Olteanu se află la Tribunalul București, iar următorul termen de judecată este pe 25 aprilie. Se va dispune disjungerea cauzei în vederea continuării cercetărilor cu privire la săvârșirea infracțiunii de trafic de influență în legătură cu remiterea unei alte sume de 1 milion de euro către inculpatul Bogdan Olteanu prin intermediul martorului Eftimie Ionuț, indicat în declarația martorului și în denunțul lui Sorin Ovidiu Vântu, având în vedere că este necesară administrarea unor noi mijloace de probă pentru a determina actul vizat de persoanele implicate în săvârșirea acestei fapte. Sorin Ovidiu Vântu a fost denunțător în acest dosar conform rechizitoriului din dosarul lui Olteanu.
Domnia sa Bogdan Olteanu mi-a spus că pentru asta, ca Liviu Mihaiu să fie numit guvernator al biosferei Delta Dunării, trebuie să-i dau 2 milioane de euro. 1 milion pentru sine și 1 milion pentru domnul Călin Popescu Tăricianu, de a cărui semnătură depindea această numire. După circa o săptămână i-am trimis prin intermediul lui Eftimie Ion suma de 2 milioane de euro cash, iar domnul Liviu Mihaiu a fost numit guvernator al Deltei Dunării. Pe lângă acest dosar, Tăricianu este vizat de o altă cerere de urmărire penală din partea DNA în dosarul Microsoft. În acest caz, fostul premier este acuzat că ar fi primit mită $800.000 ca să prelungească contractele Microsoft. În plus, Călin Popescu Tăricianu este judecat și pentru mărturie mincinoasă la Înalta Curte, într-un dosar legat de retrocedarea frauduloasă a unor terenuri și păduri către Paul Lambrino, nepotul nelegitim al regelui Carol al II-lea. Fostul premier a fost achitat în primă instanță și acum așteaptă decizia în apel pe 22 aprilie. Protest inedit la uzina Dacia. Angajații companiei au decis să protesteze după ce ultimele negocieri pentru măririle salariale s-au finalizat cu un eșec. Prin urmare, oamenii nemulțumiți de salarii, dar și de mâncarea primită la cantina uzinei, au organizat o manifestație inedită. Și-au umplut tăbile cu mâncare și le-au dus în fața biroului directorului. Angajații uzinei Dacia sunt total nemulțumiți de salarii, dar și de mâncarea pe care o primesc la cantină în timpul programului de lucru. Astfel, sindicatele au refuzat oferta patronatului de a majora salariile cu 250 de lei în aprilie și încă 50 de lei în luna octombrie. Oamenii cer o creștere a salariilor cu cel puțin 500 de lei. Angajații din două secții ale uzinei au organizat un protest inedit vineri pentru a-și manifesta nemulțumirile față de mâncarea primită în timpul programului de lucru. Oamenii au pus mâncare în tăvi din meniul zilei, apoi s-au dus cu ea direct la ușa directorului general. În prezent, sindicatele fac demersuri pentru a organiza o grevă de avertisment pentru ziua de marți. Mai mult decât atât, angajații amenință chiar cu greva generală. Un nou caz de sclavie în Anglia aduce România în atenția presei și autorităților. Doi români au fost condamnați la închisoare după ce au ținut un alt român ca sclav și l-au forțat să trăiască într-un dulap. Cei doi români au interzis victimei să mănânce în casă și l-au obligat să bea apă de la o țeavă din curte. Atenție, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Umilință de nedescris pentru românul stabilit în Anglia. Cei doi cetățeni, tot români, și-au supus victima la chinuri groaznice. Aceștia l-au obligat pe bărbat să bea apă de la o țeavă din curte și să folosească pădurea din spatele casei atunci când avea nevoie la toaletă. De asemenea, românul a fost obligat să mănânce alimente foarte condimentate spre amuzamentul celor doi. Mai mult, victima lucra cu normă întreagă la un abator, unde câștiga aproape 350 de lire sterline pe săptămână. Însă munca acestuia s-a dovedit a fi în zadar și asta pentru că banii câștigați erau opriți de cei doi români, în timp ce bărbatul umilit primea doar o liră pe zi pentru biscuiți. Într-un final însă, după ce au observat în repetate rânduri că românul se spăla de fiecare dată în grădina casei, câțiva vecini au alertat autoritățile. Polițiștii au intervenit în locuința celor doi români și l-au găsit pe bărbatul batjocorit în dulap, unde era forțat să doarmă de fiecare dată. Acum, cei doi români care și-au supus victima la atâtea umilințe au fost condamnați la 4 și respectiv 3 ani de pușcărie. Au apărut imagini incredibile cu teroristul din Jidvei. Acesta a transmis un mesaj de amenințare filmat în stilul luptătorilor ISIS. În imagine apare însă o mitralieră de jucărie. Înregistrarea a fost făcută publică de către DICOT după ce bărbatul a fost reținut. Vorbim despre aceeași persoană care luna trecută amenința că va ataca o școală și un hotel de 4 stele din capitală. În imagine se poate observa clar cum bărbatul este îmbrăcat în haine militare, poartă ochelari de soare și are o bucată de cârpă verde pe post de cagulă. Bărbatul se numește Ovidiu Nicolae Angelidi și își prezintă memoriul terorist în timp ce face semnul morții cu un cuțit. Teroristul din Jidvei a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce luna trecută a trimis un mesaj în care anunța că va ataca hotelul Sheraton din capitală. Bărbatul s-a filmat după modelul preluat de la teroriștii statului islamic. Filmul a fost făcut public de către procurorii DICOT după ce au percheziționat casa acestuia timp de mai bine de 20 de ore. Cu toate că bărbatul a lansat mai multe amenințări în materialul video, aproape de finalul filmării, acesta face și semnul păcii.
În imaginile publicate de DIICOT mai apar și câteva borcane cu mai multe substanțe, dar și câteva obiecte ce par a fi imitații ale unor bombe artizanale. De asemenea, în filmare este prezentat și mesajul de amenințare trimis de acesta pe 1 martie 2019 la școala americană și la hotelul Sheraton din București. Prin acest mesaj înregistrat de o voce feminină, se anunță faptul că va fi executat un atac cu rachetă asupra celor două clădiri, iar oamenii din interior au doar 21 de minute pentru a se salva. Din cauza amenințărilor, cele două zone au fost împânzite de polițiști până ce aceștia și-au dat seama că anunțurile au fost false. 19 copii au trăit momente cumplite după ce șoferul microbuzului care urma să-i ducă la Salina Ocnele Mari din județul Vâlcea a intrat într-un tir. 7 elevi au fost răniți și transportați la spitalul din Pitești. Medicii au anunțat însă că minorii au suferit contuzii ușoare și că nu trebuie internați. Accidentul a avut loc pe drumul național 7, Pitești-Râmnicu-Vâlcea. Șoferul microbuzului a vrut să depășească o coloană de mașini, însă nu s-a asigurat și a intrat într-un tir care venea pe contrasens. Circulația rutieră a fost oprită o jumătate de oră pe DN7, Pitești-Râmnicu-Vâlcea, la kilometrul 150, din cauza acestui accident. Accident mortal și în județul Cluj, un șofer care circula regulamentar și-a pierdut viața după ce a fost lovit într-o curbă de o altă mașină. Și șoferul care a provocat tragedia duce acum o luptă între viață și moarte din cauza rănilor grave suferite în urma impactului. Garda de intervenție din cadrul Tizașan de Pompieri deci a intervenit la un accident rutier în perața localității Bovulna. Ne-am deplasat la fața locului cu autospeciala pentru descarcerare și ambulanța. Uite, trăit acela pe jos. Salvatorii au găsit la fața locului două autoturisme făcute zob. Mașinele intraseră în coliziune frontală într-o curbă din localitatea Bobâlna și ieșiseră din decor în urma impactului cumplit. Un șofer în vârstă de 53 de ani a fost scos din mașina sa mort. Era cel care conducea regulamentar. În cealaltă mașină se afla un tânăr de 26 de ani. Acesta din urmă a fost recuperat dintre fiarele contorsionate. Tânărul se află și acum în stare critică la spital. Un martor a fost cel care a sunat la 112. La fața locului au ajuns rapid două ambulanțe, o auto specială de la descarcerare și mai mulți ofițeri care au luat toate probele. Primele informații arată că șoferul de 26 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de drum dificile. Rujeola este de neoprit. Alte 114 cazuri nou confirmate de rujeola au fost raportate în ultima săptămână, cele mai multe fiind în județele Neamț, Sălaj și Suceava. Astfel, numărul total al îmbolnăvirilor a ajuns la peste 16.400, din care 62 de decese. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat de la începutul epidemiei la copii nevaccinați. Potrivit medicilor, din 4 persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare, iar pentru unul din 1.000 de bolnavi, rujeola este mortală. Misiunea de salvare contra cronometru în munți. Doi turiști cehi au avut parte de o vacanță de coșmar. Cei doi bărbați au rămas blocați pe traseul Bran-Vârful Omu 8 ore. După vreme îndelungată de mers prin zăpadă, salvatorii au avut un șoc. Cei doi turiști erau îmbrăcați ca pentru o plimbare de stradă cu pantofi sport. Băi, ce distanță e! E prea distanță, așa prind, aprind rău, că e și ud, e și... La fața locului au intervenit salvamontiștii brașoveni care au pornit în căutarea lor. După mai bine de 8 ore, salvatorii au reușit să-i găsească pe cei doi turiști cehi. Ei se putea întoarce înapoi când a văzut că nu-i urme de zăpadă și crește nivelul zăpezii. Ea tot înaintat. Oamenii au fost găsiți în stare bună și au fost coborâți în siguranță la Bran, însă nu purtau echipament adecvat pentru drumețiile de munte. Cei doi cehi erau îmbrăcați ca pentru o plimbare de stradă cu pantofi sport. Turiștii au avut mare noroc că nu s-au accidentat, mai ales că traseul turistic era acoperit cu un strat gros de zăpadă. Am prins pe el cum e încălțat, cu Adidas și cu blugi. Înțelegi? Celălalt mai are ceva. Riscul la care s-au expus cei doi turiști a fost foarte mare din cauza temperaturii scăzute și a lapoviței, au explicat salvamontiștii. Acțiunea de recuperare a celor doi tineri a durat până după miezul nopții, când au fost coborâți în Bran. Acesta nu este singurul incident de acest gen din ultima perioadă. La sfârșitul lunii ianuarie, trei tineri din Bihor au fost salvați din munți la Arieșeni. Salvamontiștii au folosit atunci, la operațiunea de căutare, un câine de urmă. Procurorul general Augustin
Lazar a spus în repetate rânduri că nu a avut nicio legătură cu securitatea în momentul în care a ocupat postul de procuror al penitenciarului Aiud. Jurnalista Sorina Matei a făcut însă aseară în emisiunea Realitatea Românească o nouă dezvăluire. Niciun procuror nu putea fi șeful Comisiei de Liberare a Penitenciarului fără a semna un protocol cu securitatea pentru a se putea ocupa de dizidenții regimului. Dosarul informativ Fodor. Notele informative care erau date în închisoarea Aiud, în infernul Aiud, pe Iulius Filip. Note informative care ajungeau și care sedimentau decizia lui Augustin Lazăr. Procurorul general al României a ținut să sublinieze de fiecare dată că nu a colaborat nici cu securitatea și nici cu vreun alt serviciu secret și a apreciat că evenimentele din perioada în care a făcut parte din Comisia de Liberări Condiționate de la penitenciarul Aiud sunt prezentate sub formă de speculații cu scopul manipulării opiniei publice. Jurnalista Sorina Matei a făcut însă aseară în emisiunea Realitatea Românească o dezvăluire cutremurătoare. Omul care l-a ținut pe Iulius Filip în Aiud și nu numai pe el, personajul fără conștiință, cred eu, este încă procurorul general al României. Potrivit jurnalistei, niciun procuror nu putea fi șeful Comisiei de Liberări a penitenciarului fără a semna un protocol cu securitatea pentru a se putea ocupa de dizidenții regimului. Vorbim de colonei, șef de inspectorate, șef de serviciu al securității municipiului București, maiori, Alba, Maramureș, Bistrița, Serviciu 2, Direcția de Securitate și Gardă, Securitatea Cluj, Securitatea Alba, Capitan, Locțiitor. Întâlnirea de urgență astăzi la Sibiu a Comitetului Interministerial pentru Securitate România-Uniunea Europeană 2019. În contextul summitului de la Sibiu, o echipă comună a MAPN, MAI, SRI, SIE, STS și SPP a analizat la fața locului măsurile de securitate care se impun pentru acest eveniment. Printre aspectele luate în considerare se numără inclusiv cel ca viața sibienilor să se desfășoare normal în perioada celui mai important eveniment organizat de România în timp ce deține președinția Consiliului Uniunii Europene. Cel mai utilizat erbicid din România este cancerigen, iar acest lucru a fost dovedit în instanță. Liderii mondiali de pe piața pesticidelor au primit o nouă lovitură. Cele mai utilizate erbicide care au fost puse pe lista neagră sunt produse de trei mari giganți, și anume Monsanto, Bayer și Syngenta. Aceste produse distrug buruienile și insectele, dar pot fi fatale și pentru oameni. În luna mai a anului trecut, Comisia Europeană a interzis utilizarea a trei pesticide considerate vinovate de moartea albinelor. Acum, în premieră mondială, un tribunal a obligat corporația Monsanto să plătească despăgubiri uriașe unui bărbat care s-a îmbolnăvit de cancer după ce a utilizat ani de zile un pesticid produs de companie. Astfel, Monsanto va plăti 289 de milioane de dolari lui Dwayne Johnson, un fost grădinar de 46 de ani. Acesta este bolnav de cancer în stadiu terminal și a dovedit în instanță că pesticidul pe care l-a folosit an la rând, Roundup, i-a provocat boala. Pesticidul este de fapt celebrul glifosat, cel mai utilizat erbicid din lume. Avocații bărbatului au obținut o victorie uriașă în instanță, după ce au reușit să demonstreze că firma producătoare nu a avertizat cu privire la pericolele la care se expun cei care utilizează Roundup timp îndelungat, potrivit cotidianului britanic The Guardian. De asemenea, instanța a mai constatat că Monsanto a acționat cu răutate sau presiune. Procesul a durat o lună, iar Dwayne a fost prima persoană care a dat compania agrochimică în judecată cu acuzația că substanța chimică vândută sub marca Roundup cauzează cancer. După acest verdict, Monsanto a anunțat că intenționează să facă apel la această decizie. În timpul procesului, compania a prezentat studii pentru a demonstra că utilizarea Roundup este sigură și că nu poate fi legată de cancer. Erbicidul este înregistrat în 130 de țări, inclusiv România, și este aprobat pentru utilizare la mai mult de 100 de culturi. Totuși, în anul 2015, Agenția pentru Cercetarea Cancerului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății a clasificat glifosatul ca fiind probabil cancerigen pentru oameni. În urma publicării acestei informații s-a declanșat un val de schimbări juridice
juridice și provocări legislative. Puțin știu însă că glifosatul este cel mai utilizat erbicid și în România, chiar dacă este vândut sub mai multe denumiri comerciale. Substanța ucide fulgerător buruienile acolo unde este aplicată și asigură recolte bogate și profitabile. Fermierii români au făcut nenumărate demersuri la Bruxelles pentru a putea utiliza în continuare glifosat, asta după ce Uniunea Europeană a pus problema interzicerii acestuia. Motivul este că nu există un înlocuitor pentru această substanță. La finalul anului trecut, Comisia Europeană a aprobat utilizarea glifosatului pentru încă 5 ani. România a votat pentru prelungirea autorizației de utilizare a glifosatului alături de alte 17 state comunitare. În același timp a crescut presiunea și asupra companiilor Bayer și Syngenta. Există o petiție care a strâns peste 150.000 de semnături în doar 2 zile împotriva Bayer, care cere ca gigantul să retragă recursul împotriva unei decizii de top ACE cu privire la interzicerea neonicotinoidelor. Anul trecut, Tribunalul UE a decis să mențină interdicția de utilizare a 3 insecticide considerate responsabile de moartea în masă a albinelor și a altor polenizatori. Pe data de 27 iulie, Bayer a declarat că va face recurs la hotărârea instanței. Lui Liviu Dragnea, instituțiile au blocat 10.000 de tone de legume și fructe la intrarea în țară. Șeful PSD a vorbit în ultimele zile despre fructele și legumele otrăvite pe care le-ar mânca românii și a dat un ultimatum instituțiilor specializate. La nici câteva ore după atac, șeful de la Antifraude și-a pierdut scaunul. Asociația Marilor Rețele Comerciale din România a transmis ieri un comunicat prin care atrage atenția că acest blocaj afectează românii. Sunt 3 tiruri de produse românești în parcare la hipermarketul și 100 de tiruri străine. Adică, efectiv, producătorii români sunt călcați în picioare în țara lor. Operațiunea Demetra a fost declanșată la doar o zi după ce Dragnea a lansat un atac dur asupra celor care importă legume și fructe de proastă calitate și le-a cerut instituțiilor de control să verifice toate importurile. Sute de tiruri cu legume și fructe au fost blocate în toate vămile din România în urma acestor acțiuni. Transmit un ultim avertisment celor de la Autoritatea Sanitară Veterinară, celor de la Protecția Consumatorului, Antifrauda și Vămile. Dacă într-un timp foarte scurt nu vor reuși să realizeze un sistem prin care în România să nu mai intre marfă de contrabandă, mă refer în special la legume și fructe, dacă nu vor fi în stare să analizeze fiecare fructă, fiecare fruct, fiecare legumă care intră în România să nu mai intre ceva nesănătos, atunci mai bine să plece acasă. La scurt timp după aceste declarații, șeful de la Antifraude și-a pierdut funcția. Și alte instituții s-au executat rapid după avertismentele șefului PSD. Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, OLT, a anunțat tot vineri că în perioada aprilie-mai a anului curent va desfășura acțiuni de control pentru verificarea agenților economici care derulează operațiuni de import din țări terțe de legume și fructe destinate comercializării pe piața României. În urma acestor acțiuni, mai mulți antreprenori români au declarat că transporturile pe care le-au așteptat sunt blocate în vămi de peste 24 de ore, timp în care legumele aduse din Uniunea Europeană sunt în pericol să se strice. La rândul lor, cei de la Asociația Marilor Rețele Comerciale din România trag un semnal de alarmă și spun că acest blocaj periclitează aprovizionarea magazinelor. Mai mult, multe dintre camioane provin din Uniunea Europeană, deci beneficiază de regulile pieței libere de libera circulație a mărfurilor. Amintim că în anii trecuți, statul român a fost păgubit cu 24 de milioane de euro, după ce marfă de 100 de milioane de euro pentru care nu s-a plătit taxa de poluare adăugată a ajuns între 2012 și 2014 pe rafturile marilor magazine. Sute de tone de marfă din Turcia și din Uniunea Europeană erau importate prin intermediul a 58 de firme fantomă. Aceste firme erau înscrise de către evazioniști pe numele unor oameni săraci, fie români, fie refugiați ajunși în România, care primeau fiecare câte 100-200 de lei pentru statutul de patron din acte. Mai departe, firmele fantomă vindeau marfa către adevăratele firme ale evazioniștilor, 3 la număr. Iar fructele și legumele nu sunt singurele produse pentru care este evitată plata taxei pe valoare adăugată. Cele mai recente date ale Consiliului Fiscal arătau un prejudiciu anual de 17 miliarde de euro din evaziunea TVA. Primii cartofi românești au ajuns pe piață cu 2 săptămâni mai devreme decât în anii precedenți. Fără chimicale care să le forțeze creșterea, legumele pleacă de pe pământurile nisipoase din comuna Călăraș, din județul Dolj. Aici sute de fermieri s-au asociat într-o cooperativă prin care cartofii vor ajunge în supermarketuri și la export. Acesta este cartoful extratimpuriu românesc.
care ne dă o cantitate de la jumătate față din câmp pe hectar, dar e cartof curat, e cartof foarte sănătos. Familia Firan cultivă cartofi în câmp de peste 20 de ani. Prin fonduri europene, soții și-au cumpărat și câteva solarii în care cultivă cartofi extratimpurii. Vremea și solul nisipos i-au ajutat să livreze pentru prima dată mai devreme primele legume în piețele din București cu prețuri de 8 până la 10 lei kilogramul. E primul an, am ieșit mai devreme ca anii trecuți cu cel puțin două săptămâni de zile, 15 zile. Acești cartofi o să ajungă în prima fază cei de la solarii care sunt extra timpurii pe piețele din București, iar după cei de la pânză din câmp o să ajungă la cooperativa agricolă. Fermierii se laudă că legumele sunt românești, fără chimicale sau amidon care să le influențeze creșterea. În angrou de la București, care oamenii nu credeau că e cartof românesc de-al nostru. Că i-a dus de la polonezi, că i-a dus de la greci, că i-a dus. Și pe această ocazie sperăm să vadă și să creadă că sunt cartofi românești, sunt cartofi de la noi, de la Călăraș. Și un cartof foarte dulce și foarte bun. Dacă acești cartofi ar fi din afară, n-ar fi atât de proaspeți, ăștia se văd. Deci orice om își poate da seama că e cartof de România. Este pentru prima dată când cartofii românești ies la începutul lunii aprilie. De aceea, agricultorii spun că prețurile de 8 până la 10 lei kilogramul sunt mulțumitoare. Totuși recunosc că sumele sunt mai mici în comparație cu anul trecut. Anul trecut, spre exemplu, noi primii cartofi i-am dat cu 12 lei. Anul ăsta am avut surpriza să ajungem la piață și să fie prețul 10, chiar sub 10 lei. Alții estimează că vor scoate peste 18 tone de cartofi la hectar. În câmp însă cartofii vor ieși în iunie și vor ajunge la prețuri de doar 2 lei kilogramul. Din ce ies mai târziu, de-aia prețul scade. Crește producția, scade prețul. Ce extra timpurii, cu ce prețuri se vând și ce? Acum am înțeles că sunt 10 lei, 8 lei la angro. Că noi mergem mult la angro. Și cei timpurii? Și cei timpurii, să vedem. Anul trecut i-am vândut cu 2 lei. Mergem și în bucătărie, unde fermierii ne arată diferențele dintre gustul cartofului nou și gustul cartofului timpuriu. Pus în două oale, doi cartofi, unul vechi și unul nou. O să dăm drumul la cronometru. Îl scoatem pe cel nou. Îl punem pe o farfurie aici. Îl scoatem și pe cel vechi. Da? Încercăm să-i tăiem și pe unul și pe celălalt. Ia uitați-vă la ăsta. Cel vechi? Cel vechi, deja are și o pată și e foarte tare. Încercăm să gustăm un pic din el. E foarte tare. Încă nu s-a fiert. Ia să vedem, ia uitați-vă la ăsta cât de frumos se taie. Cartof nou. Gustăm. Punem și un pic de sare pe el. O splendoare. Comuna Călăraș din Dolj produce peste 300 de tone de cartofi, iar cantitatea obținută la hectar crește de la an la an. Aceste solarii nu sunt ușor de întreținut. Deci ne aflăm la unul din producători, pentru că avem mai mulți, așa cum spunea, și producția, ca să răspund și la întrebare, nu numai producția, dar și suprafața de cartofi a crescut an de an. Adică? De la vreo 50 de hectare am ajuns aproape la 300, peste 250 de hectare în sistem protejat. Peste 150 de fermieri fac parte din cooperativa înființată în urmă cu 2 ani, prin care cartofii românești vor ajunge în supermarketurile din România, dar și la export în Polonia. Surpriză la ușa unui spital din Galați. O lebădă rănită a reușit să ajungă singură chiar lângă clinica pentru animale. Au fost focuri de armă în această dimineață la Londra. Poliția metropolitană a tras asupra unei mașini care a lovit automobilul personal al ambasadorului Ucrainei. Incidentul a avut loc în fața ambasadei Ucrainei din capitala britanică. Suspectul a fost arestat imediat. Nicio informație privind identitatea acestuia nu a fost făcută publică deocamdată. Forțele de ordine au format un perimetru de securitate în jurul clădirii ambasadei. Potrivit autorităților, personalul ambasadei nu s-a aflat nicio clipă în vreun pericol. În zona respectivă se află mai multe sedii diplomatice, printre care și Consulatul României, Ambasada Israelului și Ambasada Rusiei. Gest incredibil al unui român din Italia. Bărbatul și-a făcut
propria mașină cadou ministrului Matteo Salvini. El și-a distrus și abandonat mașina pe o stradă, după care a scris un mesaj pe capotă, Regal Salvini. Totul a pornit după ce românul stabilit în Italia a fost amendat pentru că circula cu numere românești, deși era rezident în Italia. În loc să plătească amenda și să-și matriculeze mașina cu numere italiene, românul s-a răzbunat pe ministrul Matteo Salvini, făcându-i cadou mașina sa personală. Și nu oricum. Bărbatul a distrus în mare parte autoturismul și l-a abandonat în apropierea gării din Colico. Acesta și-a lăsat autoturismul cu ușa deschisă larg, caroseria îndoită și roțile sparte. Mai mult, românul revoltat a lăsat și un mesaj pe capota mașinii. Regal Salvini. În urmă cu o lună, un alt român din Italia a intrat live pe Facebook și a început să-și distrugă cu un levier mașina abia confiscată de carabinieri pentru că avea numere românești. Românul era supărat peste măsură de faptul că autoritățile italiene i-au pus sechestru pe mașină. Compania Facebook a dublat anul trecut sumele pe care le alocă pentru securitatea directorului general Mark Zuckerberg la aproape 23 de milioane de dolari. Facebook se află în centrul unei crize de imagine după izbucnirea scandalului Cambridge Analytica, companie care a obținut datele personale a milioane de utilizatori fără consimțământul acestora. Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a avut un salariu de bază de doar un dolar în ultimii 3 ani. Alte compensații au însumat însă 22,6 milioane de dolari, cei mai mulți bani fiind folosiți pentru securitatea șefului Facebook și a familiei sale. Este o creștere semnificativă față de anul 2017, când acestui tip de cheltuieli i s-a alocat doar 9 milioane de dolari și 5 milioane de dolari în 2016. Zuckerberg a primit de asemenea 2,6 milioane de dolari pentru utilizarea avioanelor private, despre care compania spune că fac parte din programul general de securitate. Compania Facebook s-a confruntat în ultimii ani cu o criză de imagine legată de amestecul Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 din Statele Unite, dar și în urma scandalului Cambridge Analytica, companie care a obținut datele personale a milioane de utilizatori Facebook fără consimțământul acestora. Război comercial în toată regula între Uniunea Europeană și Statele Unite, motivat de disputa Airbus versus Boeing. Comisia Europeană a pregătit un răspuns la tarifele anunțate de administrația Trump în cazul Airbus. Potrivit unor surse, Bruxelles va impozita bunuri în valoare de 20 de miliarde de euro importate din Statele Unite ale Americii. Președintele american Donald Trump anunța marți că va impune tarife vamale pentru bunuri în valoare de 11 miliarde de dolari pentru produsele importate de Statele Unite din Uniunea Europeană. Declarația venea la 24 de ore de la publicarea unei liste cu potențiale ținte ale represaliilor economice americane, care ar fi luate în semn de nemulțumire față de ajutoarele publice primite de constructorul aeronautic Airbus. Bruxelles nu s-a lăsat însă mai prejos. Potrivit unor surse, Comisia Europeană a pregătit un răspuns pentru Washington, urmând să impună tarife pentru bunuri în valoare de 20 de miliarde de euro produselor importate din Statele Unite. În plus, Comisia Europeană s-a plâns la Organizația Mondială a Comerțului de faptul că Washingtonul acordă subvenții constructorului aeronautic Boeing. Statele Unite și Europa s-au aflat într-un conflict extins pe parcursul a multor ani din cauza subvențiilor ilegale acordate companiilor Airbus și Boeing pentru a le ajuta să câștige avantaje competitive în industria aeronautică. Peste 5 milioane de leagăne pentru bebeluși Rock and Play, comercializate de producătorul Fisher-Price, au fost retrase de pe piață în urma unor informații care au asociat produsul cu moartea a zeci de nou-născuți. La începutul acestei săptămâni, Academia Americană de Pediatrie a cerut rechemarea produsului, pe care l-a numit mortal. Potrivit presei americane, peste 30 de copii au murit în somn din 2009 încoace, după ce s-au rostogolit de pe spate pe burtă și s-au sufocat. Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum i-a avertizat pe părinți să înceteze imediat să folosească aceste leagăne și să contacteze compania Fisher-Price pentru a-și primi banii înapoi. Grupul Mattel, proprietarul Fisher-Price, a confirmat retragerea voluntară a leagănelor, dar a apărat siguranța produsului. Compania susține că bebelușii s-au rostogolit în timp ce nu erau asigurați sau în alte circumstanțe care nu au legătură cu siguranța produsului. Luând în considerare incidentele în care produsul a fost folosit contrar avertismentelor de siguranță și instrucțiunilor, am decis în parteneriat cu Comisia pentru Siguranța Produselor de Consum că această rechemare voluntară este cea mai bună măsură. Comisia a estimat că rechemarea afectează 4,7 milioane de astfel de produse. The moms that I've talked to, you know, swear by this product, have really loved it and felt like it helped their babies sleep through the night like nothing else could. But the problem is many of them didn't realize the risk they were assuming by putting their babies in this product for
all-night sleep or unattended nap time. La începutul acestei săptămâni, Academia Americană de Pediatrie a cerut rechemarea produsului pe care l-a numit mortal. Academia a citat o informație publicată de site-ul revistei Consumer Reports, care a asociat leagănul cu 32 de decese ale unor bebeluși. Ultimul autograf acordat de fostul președinte american John F. Kennedy, cu doar 2 ore înainte de a fi asasinat, a fost scos la licitație. Până pe data de 11 mai, toți cei interesați să intre în posesia ultimei semnături a celui de-al 35-lea președinte american își pot prezenta oferta online. Autograful i-a fost dat unui participant la un discurs susținut de John Fitzgerald în orașul american Fort Worth în dimineața zilei de 22 noiembrie 1963. Doar 2 ore mai târziu, președintele era împușcat mortal sub privirile publicului, în timp ce traversa în coloana oficială Dealey Plaza din Dallas. Președintele an și 8 luni a scăpat ca prin minune după ce a căzut în gol de la o înălțime de 18 metri. Micuțul s-a urcat pe pervaz și a plonjat pe fereastră de la etajul al 6-lea, direct pe capota unei mașini parcate de desubt. Acesta a fost, de altfel, și marele lui noroc. Întâmplarea șocantă s-a petrecut într-un cartier din orașul american Seattle. Rămas nesupravegheat, micuțul în vârstă de doar 20 de luni s-a urcat pe pervaz și a plonjat pe fereastră direct pe capota unei mașini care fusese parcată sub geamul locuinței. Administratorul blocului a fost cel care l-a găsit și i-a chemat pe paramedici. The maintenance guy for the building came by and told me, hey, you need to come down with me. There's been an accident. We asked him what was happening. That's when I found out the kid had fallen on my car. The car wasn't there. It would have been pavement that the child would have fallen onto. Copilul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii au constatat cu uimire că micuțul a scăpat doar cu câteva răni ușoare. Doctorii spun că doar o minune poate explica faptul că bebelușul este în viață după ce a căzut în gol de la etajul 6. Un păun demonstrează că știe să supraviețuiască în jungla urbană. Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul mai puțin obișnuit în care păunul precaut traversează strada pe la trecerea special amenajată. La final de jurnal să vedem cum va fi vremea în orele următoare. La noapte va ploua în majoritatea zonelor țării, cu excepție în nord-vestul și nord-estul teritoriului. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 10 litri pe metru pătrat. Temperaturile minime se vor situa între 4 și 6 grade în Brașov, Sibiu sau Oradea, iar cele maxime vor varia între 7 și 9 grade în Timișoara, Craiova și Constanța. Și mâine vremea se va menține închisă, rece și va continua să plouă în vestul, sud-vestul și sud-estul teritoriului. Cantitățile de apă pot ajunge și la 25 de litri pe metru pătrat, mai ales în Dobrogea și în zona de Luroasa Olteniei. Vântul se va intensifica în Muntenia, Dobrogea, Moldova, Maramureș și pe crestele montane, cu 55-65 de kilometri pe oră la rafale. Temperaturile minime vor oscila între 10 și 13 grade în nord-est, în centrul, sudul și sud-estul țării. Maximele vor fi cuprinse între 14 și 16 grade în vestul teritoriului. La București, la noapte, cerul va fi noros și va ploua trecător. Temperatura maximă va fi de 8 grade. Și mâine, în capitală, vremea se va menține închisă, tot cu probabilitate de ploaie. Maxima zilei nu va trece de 13 grade. Și la munte va ploua. La altitudini de peste 1700 de metri vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla cu intensificări pe creste. Vor fi minus 2 grade în masivul Ceahlău, 3 grade în Sinaia și se va atinge o maximă de doar 5 grade în Păltiniș, Poiana, Brașov sau Predeal. Știrile au ajuns la final, doamnelor și domnilor. Sunt Nadia Ciurlin. Vă mulțumesc pentru atenție. Urmează emisiunea Condamnații. Noi ne revedem de la ora 20. Neilie, ajută!